Lume, invazie de farfurii zburătoare aici pe un teren de fotbal. Vreți să vedeți despre ce este vorba? Băieții nu sunt niște impostori de pe alte planete, ei joacă frisbee, un sport de echipă competitiv fără contact. Obiectivul jocului este de a trece discul în zona adversarilor, similar cu fotbalul american. Jucătorii nu pot alerga atâta timp cât discul este la ei. La nivelul mondial e destul de dezvoltat. Este acum un campionat cu 140 de echipe din vreo 40 de țări. În schimb, în Moldova nu e prea dezvoltat. Echipa asta, Flying Mama League, joacă timp de 2 ani. E un mod activ de viață. Asta e un alt fel de sport. Asta e... Trebuie să fii competitiv, dar în același timp nu în defavoarea jocului. Deci oamenii joacă pentru plăcere, dar nu pentru ca să câștige și să, ca fotbal, spre exemplu, sau basket. În Moldova există o singură echipă de frisbee care se numește Mama Ligas, care este formată din moldoveni și americani. Echipa asta, Flying Mama Ligas, joacă timp de 2 ani, dar e primul an în care sunt mai mulți moldoveni pe echipă decât străini care au venit aici. La început, Ultimate Frisbee a fost dus aici de americani, voluntari de la Corpul Peci. Pentru a putea ieși învingători, jucătorii trebuie să aibă abilități sportive foarte bine dezvoltate, viteză, agilitate și rezistență. În primul rând, aici e foarte rapid să schimbă jocul de la atac la defensiv și trebuie să ai viteză mare ca să întorci înapoi în teren să-ți aperi echipa și să-ți aperi zona. Și foarte mult alergat și foarte mult fitness pentru... Eu personal am slăbit cu 6 kg. Frisbee este jucat de sute de persoane în peste 50 de țări. Acest joc se extinde extrem de repede. Competițiile au loc la nivel local, național și internațional. Noi numai ce am fost în Ucraina, la Carolina Bugaz, și am participat acolo la un campionat. Noi am învățat cum să pierdem așa cu un zâmbet pe față, să zic asta. Din 8 echipe noi am luat locul la 6 și 8. A fost prima noastră participare la un campionat și nu cred că a fost rău. Noi am vrut să facem unul aici, problema este că încercăm să mai găsim niște echipe în Moldova, să-i creăm, să creștem interesul de jocul ăsta. Problema este Moldova, că nu avem teren bun. Deci acest teren nu e bun, trebuie să fie iarbă, nisip sau indoors. Dar mai mult iarbă și nisip. Pentru că noi jucăm pe pietre, jucăm pe așa teren care poți să accentezi, dar nu din cauza sportului, dar din cauza că terenul e așa. De ce să nu formezi chiar tu o echipă? Jocul este foarte ușor de organizat, ai nevoie doar de câțiva prieteni, un frisbee și un loc unde să jucați. Veniți, jucați, foarte interesant. Asta e sportul sportului, părerea mea. Pentru că de când am început să joc frisbee, alt sport pentru mine nu mai există.